Am vrea să ne ridicăm în picioare, să citim două versete din Evanghelia după Matei, capitolul 7, versetul 13 și 14. Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Amin. Amin. Se ocupă locurile. Dragii mei, numai în prezența lui Dumnezeu noi ne putem vedea viața noastră reală. Noi putem avea păreri bune sau mai puțin bune. Ceea ce este important însă, care e părerea Domnului? Vedeți, Biblia ne vorbește de un sutaș, Matei, capitolul 8, în Luca, capitolul 7, ne vorbește de un sutaș. Și părerea sutașului despre el era umilă. Era mică, nu era mare. Zice, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu. Părerea bătrânilor, iudeilor, era foarte înaltă. Doamne, merită, face să-i faci acest bine, că iubește neamul nostru și el ne-a zidit sinagoga. Dar ceea ce trage în balanță e părerea Domnului. Și Domnul s-a oprit și a spus așa, adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință așa de mare. Foarte important, tot timpul să ne punem această întrebare, Doamne, care este părerea Ta? Știți ce a spus omul lui Dumnezeu David? David a fost un om al lui Dumnezeu, folosit de Dumnezeu, noi știm, ca un standard în continuare pentru ceilalți împărați. Ne spune Biblia însă despre el, foarte frumos aici, în Cartea Sfântă, în Psalmul 139, versetul 23 și 24. Cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile. Aleluia! Zice, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Amin! S-ar putea să fiu pe o cale rea, să fiu pe o cale rea și eu să nu realizez, da? Numai atunci când mă uit în cuvânt, singurul cuvântul e oglinda. Amin! De aceea Biblia spune aici, foarte frumos, în cartea lui Timotei, Apostolul Pavel, îi spune lui Timotei și în seara aceasta nouă, în 2 Timotei, capitolul 1, versetul 13, dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Amin. Lucrul acela bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Deci dreptarul e cuvântul. Amin. Dreptarul e Domnul Iisus. Aleluia! De aceea Biblia spune că în El locuiește, trupește toată plinătatea Dumnezeirii. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Totul este în El. Taina lui Dumnezeu Tatăl este Iisus Hristos, este Domnul Iisus Hristos. Iar El s-a materializat și cuvântul s-a făcut trup. Și acum aici, în Evanghelia după Matei, ne spune, intrați pe poarta strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o află. Luca 13 spune acolo, Doamne, mulți sunt care merg pe calea mântuirii, mulți sunt cei mântuiți. Și Domnul Iisus nu răspuns că sunt mulți sau puțini. Nevoiți-vă să intrați pe poarta cea strâmtă. Nevoiți-vă, dați-vă toate silințele. Pentru că Domnul Iisus continuă și spune în Ioan, în Matei, capitolul 11, de la Ioan Botezătorul împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe împărăție. De aceea, în seara aceasta, noi trebuie să ne raportăm la cuvânt și, printre altele, când zice aici poartă strâmtă, cale îngustă, noi știm cine e, eu sunt calea, adevărul și viața. Ioan, capitolul 10, capitolul 14 în continuare, capitolul 15, Domnul vorbește de aceste în alte stări pe care Domnul le-a avut, chemări din partea celui prea înalt. El e poarta, El este calea, El e standardul, de aia spune, intrați pe poarta strântă. Poarta strântă este El, eu sunt ușa. Cine vrea pe o altă cale, e un hoș, un tâlhar, nu se poate, nu există așa ceva în împărăție. Acum, într-o biserică locală, eu pot intra ca și membru, dar nu asta înseamnă că am intrat pe poarta strântă. Trebuie și din punct de vedere spiritual să intru pe poarta strâmtă, ca să fac parte nu numai dintr-o biserică locală, să fac parte din biserica Domnului. La nivelul bisericii locale, dacă toți se străduiesc să intre pe poarta strâmtă și să fie în biserica celui preanalt, toți vor fi, dar dacă nu, zice, mulți sunt chemați, puțini sunt aleși.
Vreau să amintesc ceva. De ce spune poartă strâmtă, cale îngustă? De ce spune? În primul rând, pentru că în împărăție intrăm prin multe necazuri. Prin multe necazuri. Vreau să spun că Domnul nu ne chemă la împlinire aici, materiale, financiare, profesionale, familiale. Nu? Domnul nu promite sănătate. Uite cât o să fii pe pământ, o să fii sănătos și așa mai departe. Domnul, în primul rând, promite mântuire. Amin. Dacă voiește cineva să vină după mine, să lepede de sine, să-și ia crucea, spune Luca în fiecare zi, și să mă urmeze. Să accepte o cară. Cruce înseamnă, prin definiție, o cară. Cine acceptă crucea, îl primește pe Domnul, nu va fi lăudat și apreciat. Dimpotrivă, ca și Domnul, cum a fost El, așa suntem și noi în lumea aceasta. De ce spune în poartă strâmtă, cale îngustă? Pentru că intrarea prin pocăință, credință, sfințenie, niciodată n-au fost la modă și nu vor fi. Deci intrarea pe calea aceasta, pe poarta aceasta, prin credință, prin sfințenie, prin pocăință, printr-o viață pe care noi o avem ca model, avem un model absolut de săvârșit, modelul lui Domnul Iisus. Ne uităm la El întotdeauna. De aceea îi spune, intrați pe poarta strâmtă. Că paralel cu poarta strântă e o poartă largă, paralel cu calea îngustă e o cale largă. Și mulți sunt cei ce merg pe ea, dar pe calea aceasta îngustă, pe poarta strântă, nu mulți. Apoi un al treilea motiv, de ce spune cale îngustă, poartă strântă? Pentru că turma bunului păstor niciodată nu a fost mare, nu-i mare vis-a-vis de ceilalți. Chiar vis-a-vis de cei chemați, mulți chemați, puțini aleși, știți că departajarea încă nu s-a făcut. Va fi ziua când se va face deosebirea. Deocamdată suntem, știți ce spune în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19 și 20? Într-o casă mare sunt vase de cinste și de ocară. Într-o casă mare. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Dacă cineva se sfințește, va fi un vas de cinste folositor stăpânului. Amin. Biblia mai spune în Matei, capitolul 13, zice că neghina crește împreună cu grâul la un loc. Yes. Sunt împreună. Și ucenicii au zis, Doamne, vrei să mergem să smulgem neghina? Nu, ca nu cumva smulgând neghina să smulgeți și grâul. Lăsați-le împreună. Lăsați-le până la coacere. Pentru că Biblia vorbea și de cei chemați în ceasul al 11-lea, care și la bătrânețe, am putea spune, la o anumită vârstă. Și Domnul se îndură. De aceea vrea să nu uităm, dragii mei, încă o dată, turma bunului păstor nu a fost mare. Un al patrulea motiv, de ce îi spune cale îngustă, poartă strâmtă? Pentru că în împărăție, pe calea aceasta, poartă strâmtă, cale îngustă, nu poți cu bagaje. Știți ce spune în Faptele Apostolilor și în Luca? În Luca, capitolul 13, spune, dacă cineva nu se leapădă de tot ce are, nu poate să fie ucenicul meu. Auziți? De tot ce are. Dar printre altele, ce am putea avea? Auziți ce spune aici, Matei, capitolul 10. Spune aici versetul 32, de aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine, înaintea oamenilor mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața aceasta și o menajează ca să-i meargă mai bine, o va pierde pe cealaltă. Iar cine își pierde viața aceasta pentru mine, pentru el și pentru împărăție, o va câștiga pe cealaltă. Sigur că nu o pierdiți pe asta, că Domnul și aici te ajută. Și El este cu tine și cu mine. De aceea vreau să nu uităm. Un alt motiv, de ce spune cale îngustă, poartă strâmtă, cale îngustă? Pentru că este incomodă pentru fire. Oamenii ar face orice dacă n-aud de pocăință, de o cale îngustă. Noi trăim în secolul, suntem în 2019. Nu se poate, tot la fel cum au fost ucenicii. La Biblia așa ne spune. Să ne uităm la înaintașii noștri și să le urmăm. Uitați-vă la sfârșitul felul lor de viețuire și urmați-le credință. E foarte important. Ne uităm aici, modelul. Modelul aici îl avem. Domnul Iisus, înaintașii noștri, biserica primară. Dacă vrem lucrări deosebite, că noi vrem, vrem și vindecări, vrem minuni, nu o să realizează dacă viața noastră nu este la standardul lor. Să-L dorim, să tânjim după El. Și în ultimă instanță, de ce spune cale îngustă, poartă strâmtă? Pentru că e un standard.
O cerință a lui Dumnezeu, nu oricum. Și cine e standardul acesta? E Domnul Iisus, El e calea. El e calea, El e poarta de intrare în împărăție. Nu putem decât prin El, dragii mei. Nimeni nu poate veni la Tatăl decât prin mine, decât prin Domnul Iisus. Dar Domnul Iisus mai spune încă ceva, ce lucrare complexă, absolută. Zice, nimeni nu vine la mine dacă nu este atras de Tatăl care m-a trimis. Așa spune în Ioan, capitolul 6, versetul 44. Și 5-6, așa spune, nimeni, ce Tatăl împreună cu Domnul Iisus. Tatăl este, când va veni Duhul Sfânt, zice, El este Cel ce va chema, El este Cel ce va lucra. Tatăl, prin Duhul Sfânt, vede dorința, căutarea. Noi trebuie, sigur, nimeni nu va ajunge în împărăție fără să dorească. Trebuie să dorești, trebuie să te gândești. Tatăl vede și apoi El ne cheamă la Domnul Iisus, iar Domnul Iisus, Cel ce vine la mine, nu-L voi scoate afară. El se ocupă de noi, El e păstorul adevărat. Noi vrem păstori, oameni, sigur, sunt și oameni chemați de Dumnezeu în lucrarea aceasta. Modelul este Domnul Iisus, după modelul Lui. Amin. Dar în orice biserică și absolut peste tot, deasupra tuturora, este marele păstor care se ocupă de noi. Mărire Lui! Într-un mod ginga și o gingășie extraordinară, o bunătate, apropo. Era vorba aici de bunătate, zice, să mă port cu tine ca o bunătate a lui Dumnezeu. Dumnezeu. Vreau să spun, bunătatea nu-i slăbiciune. Un om bun nu-i slab, e un om tare. Amin. Cu cât ești mai bun, cu atâta ești mai tare, nu ești mai slab. Un om bun, ăla, de multe ori nu se apără. De multe ori bunătatea este întrețesută, întrepătrunsă cu blândețea. Una pe alta, extraordinar. Ce frumos! Și Domnul spunea, veniți și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. E mare lucru. Câteva lucruri în continuare, să vedem. El e standardul. Și dacă nu intrăm pe această poartă, pe această cale, n-am rezolvat nimica. Mă pot înșela. Să fiu un auto-înșelat. Un auto-amăgit. O viață întreagă. Dar mulți în ziua aceea îmi vor zice. Și Domnul le va spune, nu vă cunosc. De-aia în fiecare dată, vedeți, în seara aceasta se predică cuvântul, noi cântăm, noi ne rugăm, dacă plec de aici trebuie să plec și cu această cercetare. Verificare, oglindă, oglindă nu-i când plec de acasă, mă uit în oglindă pentru trup. Să văd dacă nu totul e în ordine. Nu-i nicio, sigur, e normal să fie așa, dar spiritual la fel avem o oglindă. În fiecare zi avem oglinda spirituală. Aleluia! Eu mă uit în oglindă, nu să spun la alții cum să fie, eu mă uit la oglinda spirituală, eu să trăiesc în primul rând. Eu să fiu ceea ce dorește Dumnezeu. Asta Aleluia. Dorește la Domnul. Și vrem în continuare câteva lucruri să ne uităm la Domnul Iisus, că El e modelul. Și primul lucru este bunătatea, că de aceea era vorba la tipul de rugăciune. Bunătatea. Să fiu un om bun, o bunătate ca lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că nu-i vorba aici de o bunătate nativă. M-am născut un om bun. Sunt și asemenea oameni, da? Yes. Dar nu omul de bunătatea asta. Știți ce spune în cartea lui Isaia? Toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea Lui. În viața unui copil al lui Dumnezeu, El vrea o bunătate ca rod, roda Duhului. Aleluia. Roda Duhului, dimpotrivă, este, printre altele, bunătatea, roda Duhului. Atunci privește Tatăl la faptele noastre bune care le facem, când sunt făcute sub influența și impulsul Duhului Sfânt. Numai atunci, noi nu putem altfel să fim acceptați de Cel Preanalt. Sunt oameni care fac fapte, acte de caritate extraordinare. Dar vreau să nu uităm un lucru, e cuvântul lui Dumnezeu, noi nu putem trece peste El. Noi nu putem spune, uite, se compensează, e un om bun, face nu știu ce, dar pe o altă ordine e altfel. Cum cineva spunea, mi-aduc aminte, acum îmi vine minte de cineva, zice, frate Eugen, zice, nu te uita la gura lui cum vorbește, vorbește urât și așa, dar zice, are o inimă bună, nu e compatibilă una cu alta, da, de unde? Asta e poveste. Poveste, ce vorbește, iese din inimă. Asta iese dinăuntru. De aceea e foarte important bunătatea. Știți ce spune Biblia, printre altele, în Psalmul 89. Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu. Iar bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței. Aleluia! Bunătatea și credincioșia, e Domnul Iisus. Bunătatea și credincioșia. Dreptatea și judecata. În Psalmul 25, versetul 8 spune, Dumnezeu este bun și drept. Mărire Lui! Bun și drept. Dacă ar fi numai bun, ar fi anarhie pe pământ. Dacă ar fi numai drept, ar distruge totul.
Dar Dumnezeu e bun și drept în același timp. Doamne, te binecuvântăm. Trăiască, Domnul! Dar biserica Lui, cei care îi aparțin, ei trebuie să se uite la Domnul Iisus. Și trebuie să-L urmăm pe El. Trebuie să ne străduim. N-am ajuns la apogeu. N-am ajuns desăvârșiți. Dar noi tindem, dorim în fiecare zi. Ne uităm în cuvânt și descoperim în noi carențele care le avem, defectele, slăbiciunile care le avem. Și vrem corectarea lor. Nu se poate fără Duhul lui Dumnezeu, să știți. Nu putem atinge acest standard înalt. Numai de aia Domnul ne-a dat Duhul. Și roada Duhului, dacă e roada Duhului, nu e a mea. E a Duhului. E a Duhului, absolut. Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca să-i când ți-ar aparține? Că nu mi-aparține a lui. Eu trebuie doar să-i dau curs să se poată consuma și de să traduce în viața mea, în fiecare zi. Asta dorește Domnul. Ce frumos! Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El învață pe cei smeriți calea sa. El îi învață. Astea sunt toate, nu le pot separa. Un om bun nu poate să fie în același timp să nu fie blând. Nu poate, dacă e un om bun, să nu fie smerit și toate celelalte. Bunătatea e un lucru mare. Doamne, ajută-ne să fim buni unii cu alții. Aleluia! Să ne comportăm unul cu altul bun și aia asta, până între altele. A fi bun înseamnă a renunța la dreptul tău. Am dreptate, dar nu încerc. Domnul Iisus pe cruce, stăpânul Universului care le-a creat, ne spune Biblia, printre altele, că s-a rugat pentru dușmanii Lui. Iar dușmanii Lui, creatura mâinilor Lui, trăgeau jos la poalele crucii, El murea, stăpânul Universului, pentru omenire, iar în micimea lor, omul trăgea la sorți pentru cămașa Lui. Insensibili la ceea ce se petrecea sus pe cruce. Extraordinar. Și El totuși se roagă pentru ei. Când Domnul a fost acuzat, nu s-a apărat. Noi ne apărăm. Noi vrem să ne scoatem dreptatea. Și Domnul, toate sunt contabilizate. Toate sunt văzute și cântărite de El. Ce frumos! Ai dreptate, dar nu am în același timp. O las în mâna lui Dumnezeu. Amen. Ce am de spus, spun frumos. Spun cu dorința de corectare, nu de a arăta defectul celui care căruia îi spun. De a lumini, că atunci n-am câștigat nimic. Dimpotrivă, răscolesc lucrurile și ele nu duc la bine. Ce frumos, bunătate e un lucru mare. Și Dumnezeu vrea să fim buni, dragii mei. Asta dorește Dumnezeu. Spune printre altele, vis-a-vis de această bunătate, foarte frumos. Spune printre altele, îmi place în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 4. Dragostea este plină de bunătate. Auziți? Trăiască, plină. Domnul, aleluia! Plină. Nu mai încape, extraordinar, să fii un om plin de bunătate, asta dorește. Dragostea-i Dumnezeu, dragostea-i Duhul, roada Duhului. Apoi spune Biblia în Galateni, în capitolul 5 cu 22, roada Duhului. Apoi în Efeseni, capitolul 5, versetul 9, ce frumos spune aici, roada Duhului, în Efeseni spune că roada luminii stă în orice bunătate, în neprienire și în adevăr, roada luminii. Știți ce spune în Matei, în capitolul 5? Voi sunteți lumina lumii. Aleluia! Dacă aleluia, sunt lumină, nu se poate să fiu lumină și să nu fiu bun. Trebuie să fiu și bun. Rodul luminii. Lumina, ea are un rod. Și prin ce se vede lumina? Că sunt lumină. Prin această bunătate. Orice bunătate, neprienire și adevăr. Ce frumos! Spune în Tit, în capitolul 3, versetul 4, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea Lui de oameni. Și dragostea Lui de oameni. Bunătatea. Primul lucru, să nu uităm, e un standard de bunătate. Intrați pe poarta sfântă, nu pot altfel. Eu trebuie să ating un standard, ca Domnul nu voi putea fi niciodată. El a fost desăvârșit. Știți ce spune El în Ioan, în capitolul 14, versetul 30? Vine stăpânitorul lumii acesteia, dar în mine nu găsește nimic. Extraordinar. Știți cine? Biblia spune că pământul a fost dat pe mâinile celui nelegiuit. O venit diavolul la Domnul și a spus, dacă te închini mie, îți dau totul, că mie mi-au fost date. Mie mi-au fost. El a venit la Domnul, dar la Domnul nu a găsit nimic din ale Lui. El a fost desăvârșit. În El era tot ce era din Dumnezeu. Era cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, umple-ne și pe noi de cuvântul Tău. Ajută-ne să fim plini de Tine, de prezența Ta. Ajută-ne, o Doamne, să tindem. Trebuie să tindem, să știți. Trebuie să citim cuvântul în fiecare zi. Trebuie să citim modelul despre acest standard, despre Domnul, cum a fost El. Și apoi să-mi pun întrebarea, Doamne, eu cum sunt? Cum sunt în familie? Cum sunt în familie? Zice printre altele, glasul Lui nu s-a auzit pe ulițe. Nu s-a auzit.
nu a răspuns, nu a încercat să se apere. Când o fost lăudat, nu s-a umflat de mândrie. Cum ne umflăm noi, suntem vulnerabili. Vulnerabili, de aia de Domnul și probleme, nu ne lasă. Că El ne vrea binele. Ca să rămânem cu capul plecat, El vede micimea care o avem. Și El dorește să creștem însă. Amin. Ce frumos. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt lucru, un alt etalon pe care Domnul îl are. Primul, bunătatea. Am zis de bunătate pentru că era vorba aici la rugăciune de bunătate. Un al doilea lucru, smerenia. Aleluia. Domnul a fost smerit. Să știți că mai încape și la noi smerenia. Ce spuneți, mai încape și la dumneavoastră? Amin. Încape, încape la oricine. Încă n-am atins apogeul. Eu sunt blând și smerit cu inima. Așa spune Matei capitolul 11. Veniți la mine și învățați de la mine, a spus Domnul Iisus, de la El să învățăm. S-a smerit. Mai mult de așa nici nu s-a putut. Stăpânul care l-a creat, toate au fost create prin El. Ioan capitolul 1, versetul 3, versetul 10. Nimic din ce a fost creat, nu a fost creat fără El. El a fost meșterul ziditor acelui preanal, meșterul care era la lucru. Prin El s-au făcut toate lucrurile. Trăiască, Domnul. Și El s-a smerit atât de mult. A luat un chip de rob, așa ne spune în Filipeni. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit până la cruce. S-a smerit până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult. Spune în Efeseni că Tatăl l-a pus să șadă la dreapta Lui. Stai la dreapta mea, Tatăl. Știți că a fost cineva care El, de la sine putere, a vrut să se pună la dreapta Lui Dumnezeu. A fost diavolul. Diavolul sus, mă voi sui mai pe sus de stelele Lui Dumnezeu. Voi fi ca cel preanal. Voi sta pe muntele adunării Dumnezeilor în fundul miază noapte. Și în momentul ăla Dumnezeu l-a prăbușit. O dorit El. Oamenii Lui Dumnezeu, spunea fratele la rugăciune, așa este. Ei cu multă atenție, multă atenție trebuie. Nu ca un lucru de apucat. Nu ca un lucru de apucat. La ora coală sunt mulți care, sigur, găsesc ca un lucru de apucat. Și nu intru în acest amănunt care are multe sublinieri. Dumnezeu să lase un duh de smerenie peste noi. Amen. Ajută-ne, Doamne, numai atunci când ne uităm la Domnul Iisus, la viața Lui și la modul Lui de a acționa, numai atunci ne putem și noi vedea starea noastră. Atunci descoperim în noi carențele care le avem și sigur venim înaintea Lui cu slăbiciunile noastre. Cine se smerește va fi înălțat. Cine se înalță va fi smerit. Vedeți, și lucrarea asta Lui Dumnezeu nu dintr-o dată o face de la o zi la alta. De multe ori te lasă poate ani de zile și în ani de zile se vede doar ce ai semănat. Se vede ce ai zidit. După ani de zile, în timp, ce frumos, când în mod constant e un crescendo frumos cu Domnul, în smerenie, în umilință, în anonimat, dacă e cazul, fără nicio problemă, în anonimat. Da, să mă cunoască Domnul. Amin. Nu mă cunosc oamenii, să mă cunoască Domnul. Asta dorim, asta trebuie să dorim. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Smerenia, încă o dată, este, zice, printre altele. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul, hai că citim în Proverbe, foarte frumos vorbește și merită să citim acest verset. Din capitolul 22, versetul 4. Răsplata smereniei și a fricii de Domnul este bogăția, slava și viața. Aleluia! Auzi că e o răsplată. Și aici te răsplătește Domnul. Zice, bogăția, slava și viața. Era vorba aici de, apropo, de viață. Că cine dorește să... Toți dorim, sigur, să trăim. Dar să fim și sănătoși dorim. Să nu fim neputință, bolnavi. Dar auziți numai ce frumos spune aici în Psalmul 34. Cine este omul care dorește viața? Toți o dorim. Zice, și vrea să aibă zile, parte de zile fericite. Uitați, oferta, Domnul te întreabă și El îți spune oferta. Auziți răspunsul, oferta, ce spune Domnul în continuare. Zice, ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și păbinele, caută pacea și aleargă după ea. Extraordinar. Și Domnul îți oferă viață, îți oferă sănătate, îți oferă prosperitate și așa mai departe. Dar în timp frumos, ai, nu înseamnă că n-ai și încercări. Pentru că tot aici auzim numai ce spune. Ochii Domnului, versetul 15, sunt peste cei fără prihană și urechile Lui iau aminte la strigătele lor. Dar zice aici, în versetul 17, când strigă cel fără prihană, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile. Amin. Vine necazul și peste cel fără prihană, da. O veni necazul, nu intru în panică, nu. Sunt liniștit, Dumnezeu le vede.
Vede și momentul în care totul merge bine și momentul în care am ajuns. În momentul necazului doar îi aduc aminte Domnului. Adu-ți aminte, Doamne, că sunt în necaz. Și Domnul promite că ia aminte. Dumnezeu să binecuvinteze această biserică. Amin. Doamne, lasă un duh de smerenie. Auziți despre smerenie? Sunt multe versete, dar ceva doar să mai citim. Spune aici în Psalmul 119, versetul 67. Zice, până ce am fost smerit sau nu m-am smerit, rătăceam. Un om care nu se smerește, citește Biblia și o distorsionează. Nu înțelege. E mare har să poți înțelege și ce citești. Amin. Zice, printre altele, Apocalipsa 1, versetul 1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu robilor săi, i-a dat-o lui Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Descoperirea cuvântului, numai Dumnezeu poate să-ți dea lumină. Dacă nu-ți dă Dumnezeu lumină, citești și nu înțelegi și răsălmăcești. Răsălmăcitori, ca și astăzi nu vom niciodată. Mare lucru să poți înțelege. Auziți, versetul 71, este spre binele meu, Doamne, că m-ai smerit ca să învăț orânduirile tale. Versetul 75, știu, Doamne, că judecățile tale sunt drepte, din credincioșie m-ai smerit, pentru că m-ai iubit. Pentru binele meu, eu n-am înțeles atunci când m-a smerit Domnul. Eu am zis că sunt părăsit, uite, Dumnezeu m-a lovit cumva, nu, nici pe departe. Pe copiii lui se poartă ca un tată desăvârșit, le dorește binele. Și binele pe care îl dorește Dumnezeu este un bine desăvârșit. Cum El ne dorește binele, nimeni nu-l dorește. Recitesc și reamintesc în Psalmul 25. Încă o dată, versetul 8 și 9. Domnul este bun și drept, de aceea arată El păcătoșilor calea. El face pe cei smeriți să umble tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Știți terenul de unde cresc toate virtuțile? Eu asta am înțeles din Biblie. Îi terenul smereniei. Aleluia, ajută-ne, Doamne! Pe un teren al smereniei, de acolo cresc valorile pe care Dumnezeu le are, toate. Un teren al smereniei. Cu cât omul se smerește, cu atâta Domnul le învață. Domnul se ocupă de creșterea lui. Domnul binecuvintează. Intrați pe poarta strâmtă. Ce înseamnă poarta strâmtă, cale îngustă? Înseamnă, în primul rând, bunătate. Un al doilea lucru înseamnă smerenie. Înseamnă un standard de bunătate. Are un standard de bunătate pentru noi. Nu ca și eu nu putem. Ne uităm la El și tindem și Domnul vede. Un standard de smerenie. Nu putem să atingem smerenia Lui. El a fost desăvârșit întru totul. Dar noi tindem și Domnul este Cel ce lucrează și ne ajută în continuare și ne primește. Un al treilea lucru pe care vreau să-l amintesc este un standard de blândețe. Blândețea. Blândețea chiar că pare o slăbiciune, un om blând. Am despre blândețe, auziți ce frumos vorbește în dreptul lucrătorilor. Foarte frumos spune Pavel, Pavel învață. De sfatul lui Timotei, dar ne învață în seara aceasta, zice aici versetul 23 în continuare. Ferește-te de întrebările nebune și nefolositoare, că știi că dau naștere la certuri. Și robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți. În stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, înădejdea că Dumnezeu le va da pocăința ca să ajungă la cunoștința adevărului. Extraordinar! Ce frumos! Blândețe e un lucru mare, o floare rară. Știți a treia fericire din Matei 5, care este? Este ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Psalmul 37, cei blânzi vor moșteni țara, așa au belșug de pace. Cei blânzi, oamenii blânzi, Doamne, câtă blândețe am eu în viața mea, în vorbirea mea, în atitudinea mea, în casa mea, în familie. Se citește pe noi astea, toate trebuie să fie văzute de cei din jur. Ajută-ne, noi tot ce avem, roada, vedeți rodul unui pom, îl mâncăm noi, nu pomul mănâncă rodul. Roada Duhului este, roada nu-i pentru mine, e pentru cei de lângă mine, pentru cei care mă înconjoară. Ei trebuie să vadă și să guste. Pentru că tot acolo în Matei capitolul 5 spune printre altele, voi sunteți sarea pământului. Sarea dă gust. Care e gustul pe care noi îl lăsăm la cei din jur? E această blândețe, cum a fost el blând. Știți ce spune printre altele în Psalmul 45, războinic vitează. Încinge sabia, podoba și slava, da slava ta, suie din carul tău de luptă și apără blândețea, adevărul și neprihănirea. Și dreapta ta să strălucească prin isprăv minunat. Aleluia! Auziți și apără, războinicul cu viteazii Domnul Iisus. El apără. Acum, chemarea mea care este? Să fiu blând.
un standard de blândețe. Și dacă eu sunt, El apără blândețea, adevărul și neprienirea. Un om al lui Dumnezeu nu are dreptul să se apere. Apropo, nu, să spun cu ce să te apere. Oaia, știți că noi suntem asemănați cu o turmă de oi. Yeah. E cel mai neajutorat animalul. El n-are nicio armă, oaia n-are nicio armă de apărare, absolut. Cel ce o apără este păstorul turmei. El o apără. Păi dacă sunt al lui, mă apără el. Dacă eu vreau să mă apăr, mă lasă, Domnul, să știți. Mă lasă să mă apăr. Și mă intru în tot felul de stări, de tensiuni și așa mai departe, litigi și nu vrea Domnul asta. Nici pe departe. Știți despre cine zice Biblia că a fost cel mai blând om de pe fața Pământului? Moise. Așa spune Biblia. Și-a vorbit împotriva lui Maria și Aaron. Și au zis că el nu i-a auzit. I-a auzit, dar nu i-a auzit. Că aici e frumusețea. Frumusețea este să auzi pe cel ce te vorbește de rău și să nu-l auzi. Nu lua seama la toate vorbele care se fac despre tine, că numai inima ta știe de câte ori ai vorbit și tu de rău pe alții. Așa spune Biblia. Dar să ajungi la standardul ăsta, te vorbește de rău, dar nu auzi, ești imun. Auzi numai ceea ce trebuie să auzi. Și Domnul vede. Și vede că eu nu mă apăr și atunci intervine El. Atunci intervine. Aleluia. Eu chema la judecată. Cum ați îndrăznit să vorbiți împotriva fratelui vostru, împotriva lui Moise? El e robul meu, El e slujitorul meu. Ce frumos să spună și în dreptul nostru. Doamne, ce mi-e minunat că suntem robii Lui, că suntem slujitorii Lui. Că îl reprezentăm pe El în lumea aceasta. Asta vrea Dumnezeu, să-L reprezentăm. Domnul Iisus l-a reprezentat pe Tatăl cu fidelitate. Aleluia! Zice, cum a trimis pe mine, Ioan 17, Ioan 21, zice, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Aceeași chemare avem noi. Tatăl l-a chemat pe Domnul Iisus și l-a trimis să-L reprezinte pe Dumnezeu în lumea aceasta. Și l-a reprezentat cu demnitate. Chemarea noastră, chemarea noastră din partea Domnului Iisus este să-L reprezentăm pe Domnul Iisus. Chipul Lui să se vadă în noi. Amin. Noi zicem, veniți la Domnul, nu la noi veniți, dar până la Domnul ne văd pe noi, oamenii. Până la Domnul Iisus ne văd pe noi și trebuie să vadă această blândețe, această bunătate. Trebuie să vadă această smerenie, acest standard pe care Dumnezeu îl are pentru noi. Doamne, ajută-ne să ne luptăm. Amin. Ce spuneți, mai încape și blândețe în viața noastră. Amin. Blând, blând și smerit cu inima. Blândețea e o lucru mare, e roada. Vorbește foarte multe texte în Noul Testament care scot în evidență această blândețe. Apoi un alt lucru pe care vreau să îl menționăm și să nu-l uităm. Poarta strântă, cale îngustă, înseamnă și un standard, o măsură de răbdare. De răbdare. Aleluia. Era vorba și de răbdare aici la timpul de rugăciune. Așa este. Răbdarea e frână. O mașină cât de performantă ar fi, dacă nu are frână, și frâna e pe măsură, trebuie să fie pe măsură. Foarte importantă frână. Ce mare lucru să poți să te înfrânezi la gură. Cu gura poți să ucizi, să omori pe cineva, să-l zdrobești, să-l rănești. De multe ori îmi pare rău și mă doare, dar târziu, tardiv, nu mai pot întoarce înapoi ce-am făcut. Nu e rău că-mi cer iertare, dar cel mai bine este să nu rănesc. Să rabd. Ce frumos răbdarea. Știți ce spune în Tesaloniceni? 2 Tesaloniceni, capitolul 3, versetul 5. Domnul să vă îndrepte inimile și privirea spre dragostea lui Dumnezeu Tatăl. Aleluia. Și spre răbdarea lui Iisus Hristos. Cât a răbdat El? Până a murit acolo pe cruce pentru noi. Pentru noi a murit. El a fost desăvârșit. Dar El a venit să plătească prețul păcatului nostru. A întregii omeniri. Și-o murit pentru noi, o răbdat pentru noi. Biblia vă vorbește în Iacob, zice printre altele, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să iubim pe orfani și pe văduve în cazurile lor și să ne păzim neîntinați de lume. Răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, spune, ca să fim desăvârșiți, destoinici pentru orice lucrare bună. Roman capitolul 5 zice, căci prin credință am intrat în această stare de har în care suntem și ne bucurăm. Ba mai mult ne bucurăm chiar și necazurile noastre. Necazul aduce răbdarea. Răbdarea aduce biruința în încercare. Biruința în încercare aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre, prin Duhul lui Cel Sfânt. Aleluia! Răbdare, un om răbdător. E un mare lucru. Era menționat foarte frumos. Să rabzi. Să rabzi ispita și să
Un om care știe să rabde, care știe să se înfrâneze. Un om care e și bun și plâng. Toate astea sunt una cu alta. La un moment dat nu, știi, nu le poți separa. Să spui, uite, până aici e ca o barieră. Și de aici e cealaltă. Toate parcă într-un mod armonios lucrează. Într-un mod minunat și binecuvântat. În familie, mai ales, răbdarea e foarte importantă. Știți că și copiii noștri, așa sunt de răbdători cum suntem noi, părinții. Foarte important. Ei se uită la noi. În biserică. Ce frumoasă imagine. Când există această răbdare. Răbdarea, încă o dată, îi frână în tot ceea ce noi întreprindem, în acțiunile noastre, în vorbirea noastră, dar și în comportamentul nostru. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt lucru pe care vreau să-l menționăm în continuare. Ușă strâmtă, cale îngustă. Ce mai înseamnă? Înseamnă un standard de neprihănire. Domnul a fost neprihănit, așa spune Biblia. Domnul a fost neprihănit, sfânt. Așa ne spune Cartea Evreilor. Sigur, în multe locuri, dar citim din Evrei. Spune aici în Cartea Evreilor, în capitolul 5. Zice versetul 25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el. Pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. Și Domnul meu, un astfel de mare preot ne trebuia sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Un astfel de mijlocitor, de mântuitor. El a fost sfânt, o zi desăvârșit. Și în gândurile care le-au avut. El nici mic l-a făcut în plus, dar nici l-a lăsat în minus. O și spus înaintea tatălui, darea de seamă, din Ioan 17. Tata, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Eu de multe ori mă întreb, Doamne, ce-am făcut? M-am făcut până aici, dacă m-ai chema. Cum ar fi? Cum aș putea prezenta? E foarte important. Uneori suntem tentați să facem ce face altul. Sau să facem altceva decât Domnul ne-a chemat. Important, Ioan Botezătorul, știți ce spune Biblia despre el? Că a fost cel mai mare om dintre cei născuți din femeie. Nimeni nu a fost ca și el. Și cât a lucrat? 3 ani și jumătate, ca și Domnul Iisus. A murit ceva înaintea Domnului și cu 6 luni s-a născut înaintea Domnului. Și în acei 3 ani și jumătate a lucrat atât de mult încât nimeni nu a fost ca el. A făcut însă ceea ce trebuia să facă, atât. Vine altul după mine care e mai mare decât mine. Căruia nu-s vrednic să-i deslecureau încălțămintea lui. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Nu încerca să-și asume el, să facă el mai mult decât trebuie. E foarte important asta. Foarte important. Domnul Iisus s-a împlinit. S-a împlinit. Și când s-a împlinit, Tată, am sfârșit lucrarea. Le-am dat cuvintele tale. Ce frumos întotdeauna să ai cuvântul Domnului. Eu am zis de multe ori, la ora actuală, e un mare pericol. Oameni care vorbesc de Biblie fără Biblie. Fără Biblie. Oameni care vorbesc de Duhul Sfânt fără să aibă Duhul Sfânt. Oameni care vorbesc de multe lucruri fără să le amintesc, dar lipsesc din viața lor și a familiilor lor. Foarte important. Foarte important. Deci să nu uităm neprienirea. E un standard de neprienire, nu se poate altfel. Asta trece Domnul cu vederea. Dacă nu atingem acel standard, intrați pe poarta strântă. E o măsură, o ștachetă, un etalon. Un etalon. Despre acest standard foarte frumos vorbește Biblia. În Noul Testament sunt pline, plin Noul Testament. Pavel vorbește în mod special. Auziți ce spune în capitolul 3, în capitolul 4 din Efeseni. Zice, cu privire la felul vostru de viață din trecut, versetul 22, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare, să vă noiți în duhul minții voastre, să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul și slava lui Dumnezeu, de o neprienire, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprienire, atenție, o neprienire și sfințenie pe care o dă adevărul. Auziți măsura, o dă adevărul. Cine e adevărul? Adevărul e Domnul Iisus. Cuvântul e adevărul. Deci neprienirea pe care mi-o cere, e aici în Biblie, e Domnul Iisus. Și după ea trebuie. Când mă pot lua după neprienirea pe care o au cei din jurul meu și mă pot înșela. Pot să fiu înșelat. Numai când mă uit aici, în cuvânt, numai atunci nu voi fi înșelat. Numai atunci voi putea înainta. Știți ce spune Neemia în capitolul 13, versetul 3? Când au citit, au auzit legea, au deosebit din Israel pe toți străinii. Când aud legea, cuvântul și mă uit aici la viața Domnului, descoper carențele din viața mea. În vorbire, în privire, în gândire.
În atitudine, în familie și încerc să le corectez. Dar până când nu mă uit aici, sunt mulțumit. Vai că-ți mulțumiți, în ziua aceea vor rămâne de rușine. Noi ne bucurăm în seara aceasta. Doamne, binecuvântă-ne pe toți. Amin. Ajută-ne, o Doamne, să ne uităm la viața Ta. Filipeni spune în capitolul 2 și capitolul 3. Zice aici, printre altele, în felul următor. Faceți în toate, versetul 14, toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Ca să fiți fără prihană, fără cârtiri și fără șovăieli. Nu numai cârtire, dar și șovăială. Ca să fiți curați, curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, auziți, ce se stare înaltă, fără vină, în mijlocul unui neam ticăloș și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Extraordinar ce chemare! Spune aici versetul 9 din capitolul 3, și să fiu găsit în El, în Domnul Iisus, nu având o neprienire a mea, nu o neprienire a mea, cu aia mă înșel, cu aia rămân pierdut, ci o neprienire pe care mi-o dă, ci aceea care se capătă prin credință în Hristos, neprienirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Neprienirea aceasta nu e alta decât Domnul Iisus. Mă uit la El și apoi voi tinde, voi dori și în cartea Colosienilor același lucru. Zice aici, printre altele, versetul 21 și 22 din capitolul 1. Și pe voi care odinioară era străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă împățișați înaintea Lui, sfinți, fără prihană și fără vină. Extraordinar, ce stare! Cum nu ne acceptă și las că Domnul trece cu vederea? O trecut cu vederea, a trecutul. Ne-a născut din nou. Dar acum El dorește de acum să nu se repete în viața noastră lucrurile care au fost. Unde diavolul vrea să mă țărască din nou în el. Și trebuie să mă împotrivesc. Împotriviți-vă lui tare în credință. Asta dorește. Și Domnul vede. Și atunci îmi vine și El în ajutor. Nu mă lasă singur. Și în Tesaloniceni același lucru îl spune în capitolul 3, versetul 13. Citim și 12. Domnul să vă facă să creșteți tot mai mult în dragoste unii față de alții. Ce frumos! Și față de toți, cum facem și noi înșine pentru voi. Ca să vi se întărească inimile, să fie fără prihană, în sfințenie, înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru, Iisus Hristos. Înaintea Lui să fim în sfințenie, nu înaintea oamenilor. Pot poza, sigur, nu se poate. Când sunt înaintea lui Dumnezeu, sunt și înaintea oamenilor. Nu pot să spun, eu sunt înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, tot felul de carențe și probleme, da, de unde? Nu se poate. Un om care este înaintea lui Dumnezeu, ăla este și înaintea oamenilor. Ăla se luptă și pe acela Dumnezeu îl va binecuvânta. Mă uit și la timp, că timpul trece, un alt lucru pe care vreau să-l mai amintesc este dragostea categoric. Poartă strântă cale îngustă, o măsură de dragoste, un standard de dragoste. Biblia spune cum ne-a iubit El, așa să ne iubim și noi unii pe alții. Ioan 13, versetul 1, pentru că i-a iubit pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Până la capăt. Vedeți, toate fericirile sunt la prezentul continuu. Ferice de cel. Oricând m-ar cerceta, trebuie să fiu doritor, să am această stare de fericire. Nu înseamnă când m-am întors la Domnul, atunci am dorit să fiu. Și am uitat, auzit mereu, oameni care trăiesc din amintiri. Cum era atunci și pe vremuri și am crescut de mic în casa Domnului și am văzut. Am 67 de ani, nu așa mulți ca alții, dar oricum, am văzut multe. Și rețin. La Biblia nu spune așa ceva. Unii trăiesc în viitor, tot timpul doresc să fie ceva, dar nu mai sunt. Domnul dorește azi. Amin. Și acest azi să rămână toată viața, o permanență, cât trăiesc pe pământ. Dragostea. Dragostea e un lucru mare. De aia spune acum rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea. Dar zice Biblia, dar ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun și dintr-o credință neprefăcută. Auziți izvorul unei dragoste curate, o dragoste curată, sfântă, binecuvântată. Și asta dorește Domnul, o dragoste prefăcută. Nu o jumătate de măsură, că Biblia vorbește de înălțimea dragostei, de adâncimea dragostei, vorbește de lungimea dragostei, sunt dimensiuni ale dragostei. Și Domnul Iisus l-a avut. Eu de multe ori zic, Doamne, în inima Lui, când e vorba de lărgimea dragostei, de bună oară, cât e de largă e dragostea lui Dumnezeu? În inima Lui încape toată omenirea, creatura mâinilor Lui, dar în inima ta și a mea, cât încape? Poate și din familia mare nu încap toți.
Și Biblia ne arată. Cu dragostea de frat, spune Petru, iubirea de toți oamenii. Păi așa ne spune Biblia. Chiar dacă cineva ne-o greșit, ne-o greșit foarte bine, dar nu înseamnă că eu trebuie să mă lupt, trebuie tot timpul să fiu de la sine, să am această dragoste. Să-mi pară rău că nu-L cunoaște pe Dumnezeu, de-aia au acționat așa. Dragostea. Deci să nu uităm o măsură de dragoste. Poartă strâmtă, cale îngustă. Înseamnă un standard și standardul Domnului Iisus. S-a rugat pentru dușmani pe cruce în final. Pe cruce când murea, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ca și om, Ștefan, el a fost om, Domnul Iisus a fost Fiul lui Dumnezeu. Dar aici a fost ca un om, ca și noi. Ei, Ștefan, ne spune Biblia, la fel s-a rugat pentru cei care îl omorau cu pietre. S-a rugat pentru ei. Același lucru l-a cerut din partea Tatălui. Doamne, dă-ne și nouă putere să Te iubim. Amin. N-am ajuns până acolo să fim uciși cu pietre încă, dar să știți că zilele care vin pășesc spre noi și noi spre ele sunt nefaste, nu sunt de aplauz, zile grele vor veni, dar zile biblice, Dumnezeu va întări pe ai Lui. Până, da, dacă acum când totuși e pace și liniște, dacă acum noi iubim, credeți că atunci vom iubi? Nu. Cine iubește acum, va iubi și atunci. Sunt care iubește, categorii. Cine nu iubește acum, nici atunci nu va iubi. De aceea dorim Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi un alt lucru pe care mai vreau să-l amintesc, dragii mei. Dumnezeu ne cere în viața aceasta un standard de credință. Trebuie să credem. Credința e un lucru mare. Prin credință pricepem, prin credință cred totul cu putință. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este Dumnezeu și că răsplătește pe cei ce îl caută. Credință. Toate le găsim aici menționate foarte frumos. În Evanghelia după Luca, foarte frumos, vorbește și în Ioan. Citim din Ioan câteva versete și apoi voi încheia. Vorbește aici despre credință, Biblia. Doamne, mărește-ne credința. Credința Amin. Vine în urma auzirii, auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Ne uităm la Domnul și se mărește. Zice aici versetul 36 din capitolul 3 din Ioan. Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are viața veșnică, dar cine nu crede pe Fiul, nu crede Fiul, nu va vedea viața. Și mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Ce categoric este cuvântul. Cine crede în Fiul, cine crede în Fiul, crede și în Tatăl, că Tatăl l-a trimis. Să crezi că tot cuvântul e adevăr. Să crezi că El e cuvântul materializat. Să crezi în toate promisiunile lui Dumnezeu. Eu doresc Dumnezeu să ne mărească credința. Amin. El ne mărește. Știți ce spune acolo în Petru? În 2 Petru zice, harul și pacea să fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Deci harul și pacea și credința toate se măresc în viața noastră prin cunoașterea. Cunoașterea iese în fiecare zi, printr-o apropiere sistematică, periodică de Domnul, de cuvânt, de rugăciune, de casa Domnului, când îi părtășie să nu lipsim și toate celelalte, dorința aceasta. Și așa se duce viața. Se duce viața și te vei trezi în vârstă, bătrân, te uiți în urmă și nu regreți, ci te bucuri. Te bucuri. Că de-abia din momentul în care treci în veșnicie, vei vedea realitatea, atunci o vei vedea. Acum noi trăim prin credință, credem. Vine vremea când vom trăi prin vedere, acolo le vedem pe toate. Dar până atunci, Dumnezeu să ne mărească credința și El să rămână în viața noastră a tuturor. Amin. Amin.